Iubiții mei, să deschidem Scripturile Sfinte la 1 Timotei 5, capitolul 5, versetul 1. Și să aflăm aici taina și ținta la care suntem chemați astăzi. Am stat înaintea Bunului Dumnezeu și m-am rugat pentru cuvântul cu care voi veni astăzi aici. Și am fost plăcut, impresionat să văd că Dumnezeu se ocupă de sufletele noastre. Nu numai că vrea să ne vindece, dar vrea să ne întărească, vrea să ne ridice. Aici găsim scris următoarele cuvinte. Nu mustra cu o sprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Să luăm loc. Noi vorbim despre încercarea credinței și când spunem așa ceva ne gândim la persecuții, ne gândim la martiraje, ne gândim la... Și problema încercării, cea mai serioasă problemă a oricărei încercări din viața noastră, este subtilitatea ei. Încercarea nu vine ca și împărăția cerurilor, nu vine așa fel ca să zici uite-o acolo, uite-o dincolo. Nu, aceea nu este o încercare, aceea este o problemă cu care ne confruntăm, dacă o vedem. Încercarea este atât de tainică încât nu știi că ești încercat. Afli după aia. De ce nu trebuie să știi că ești încercat? Din cauza că trebuie să fii tu însuți. Când știi că ești încercat, imediat iei o poziție și joci un rol în funcție de încercarea aceasta. Dar dacă nu știi, ești tu însuți și te manifesti absolut natural. Noi ne gândim când vorbim de încercare că vor fi timpuri grele și am văzut atâtea sperietori de ciori în ogoare, de castraveți peste tot în lume, încearcă să sperie oamenii, să-i sperie în împărăția cerurilor. Nu i-am văzut pe aceștia însă veni niciodată înapoi și spunând, Doamne, îmi pare rău, a fost o alarmă falsă. Nu veți vedea așa ceva. Încercarea este de o natură cu totul și cu totul diferită de ce ne închipuim noi. Ca să puteți sta în picioare în ziua cea rea, care e Dumnezeu ziua cea rea? Păi tocmai ziua în care nici n-ai știut că răspunsul tău, cuvântul tău, atitudinea ta, hotărârea ta, fapta care ai făcut-o sau pe care ai refuzat să o faci, a fost examenul pe care l-ai dat. N-ai știut că ești într-o încercare de felul acesta. Iubiții mei, aici avem trebuință de prezența Duhului Sfânt în permanență lângă sufletul nostru. Totdeauna să trăim în această atmosferă, să umblăm în această atmosferă. Aș vrea să... Nu știu, vreau să nu ne abatem de la Scriptură, dar mi-e și greu să citez un picuț. Care e diferența dintre o biserică și o sinagogă a satanei? Că există și așa ceva. În sinagoga satanei sunt și oamenii lui Dumnezeu acolo în sinagoga satanei sau nu? E greu să spunem asta, nu? Ba da, sunt acolo, să vezi de ce. Pentru că Biblia spune și îți dau pe unii care sunt în sinagoga satanei, ți-i dau ție, în cartea Apocalipsei spune. Deci ei erau acolo oamenii ăștia și altul ei spune, zice, știi unde locuiești? Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Știi unde locuiești? Săptămâna aceasta am fost într-o emisiune și m-a întrebat cineva, mi-a spus că au ceva mari probleme în biserică și ce să fac, să stau sau să plec. Și i-am spus, asta se discute pe verticală, nu pe orizontală. Cine te-a trimis în această biserică este cel care îți va spune când să vii și când să pleci. Dar, cum mi-a spus unui tânăr care spunea, zice, eu vreau să merg la FBI, dar zice, nu știu dacă o fi bine. Păi zic, deci acolo nu e nevoie și de oameni cinstiți și de oameni
curați la suflet de oamenii lui Dumnezeu. Acolo nu e nevoie de așa ceva, avem nevoie, sau în politică, avem nevoie numai de nenorociți, de hoți, de sfrânați, nu avem trebuință și de oameni credincioși acolo. În economie avem nevoie numai de hoți, avem nevoie numai de escroci. Nu e nevoie de martorul lui Dumnezeu acolo. Deci știi unde locuiești. Eu te-am plantat acolo unde e scaunul de domnie al satanei. Nu se poate întâmpla nimic fără mărturia prezenței tale. Eu te-am plantat acolo. E foarte greu să primești o astfel de slujbă, dar în același timp este mult prea primejdios să te dai înapoi dinaintea celui care te trimite. Voi, ce trimitere e asta? Nu are nicio importanță trimiterea. Cine te trimite are importanță. Nu sunt eu cel care te trimit. Păi dacă te-am trimis eu, am luat toate datele. O biserică adevărată, spre deosebire de sinagoga Satan, este o familie. După aceasta veți cunoaște. După aceasta vom cunoaște. Biserica adevărată este o familie. Astăzi este instituție în general. Instituție, firmă chiar. Cum ar fi McDonald's, spre exemplu, plătești cota acolo și deschizi un McDonald's sau ceva de genul acesta. Dar adevărata biserică este o familie. Și în familia aceasta sfântă a lui Dumnezeu, Pavel îl sfătuiește pe tânărul pastor, sfătuiește pe un om mai în vârstă decât tine, ca un tată, înainte să deschizi gura și să-i zici, fă așa, să nu mai faci așa, asigură-te că este tată pentru tine, că ai acest respect în fața lui, e mai în vârstă decât tine, este tatăl tău. După ce te-ai asigurat de lucrul ăsta, atunci poți să vorbești. Dar dacă nu ai căpătat acest simțământ, e mai bine să taci. E mai bine să taci, faci rău dacă vorbești. Pentru orice fel de fiecare persoană din adunare, suntem legați de fiecare persoană printr-o relație de familie dumnezească. Dumnezeu nu a avut intenția să creeze familii pe pământ, făcea 100 dacă era așa. A făcut una singură pentru că pământul trebuia să fie cuprins de o singură familie. Aceasta a fost intenția originală și rămâne în picioare aceasta. Se va împlini fără nicio îndoială, nu poate nimeni să oprească împlinirea planului lui Dumnezeu. Vor încerca să reziste oameni, vor face tot ce le va sta în putere, dar nu vor opri planul lui Dumnezeu. Te sfătuiește, spune mai departe, sfătuiește pe tineri ca pe niște frați. E fratele tău mai tânăr. Și pe tine te-a ajutat cineva de a-i reușit în viață, acum l-a ajuns pe fratele tău mai tânăr să reușească în viață cu gândul acesta. Asta înseamnă biserică. Biserică înseamnă o familie în care fiecare poartă de grijă de fiecare, dar în spiritul acestor cuvinte, al acestui respect, al acestei prețuiri. Păstorii bisericii, cine sunt oamenii ăștia? Păi sunt oamenii de care vorbește toată lumea, și la masă, și peste tot, ai văzut cum era, ce a făcut, ce a zis, ești de vorba satului, vorba lui Ieremia, zice, mă vorbește în toată țara, ce am făcut de mai pus aici? Ce am ajuns aici? Nu puteam să stau și eu liniștit, să plec dimineața la serviciu, să vin după masă acasă, de ce trebuie să stau toată ziua cu gândul acolo și să fiu vorbit? În momentul în care un slujitor al lui Dumnezeu nu este respectat, în clipa aceea cuvântul lui Dumnezeu care vine prin el este degradat. Nu mai are valoare, nu mai are niciun fel de valoare. De aceea și slujitorul lui Dumnezeu păstrează o ținută foarte înaltă. Nu la nivel de comportament, la nivel de gândire, foarte înaltă. Gândirea radiază în jurul persoanei noastre și creează o anume atmosferă. Nu vede nimeni ce gândesc, dar felul cum trăiesc va inspira pe cel de lângă mine negativ sau pozitiv. Nu scrie nicăieri, dar dacă o să ne uităm niște studii mai foarte profunde, vom constata că de fapt tot ce s-a scris în Scriptură de mii de ani era așa de adevărat. Era așa de adevărat. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu vorbește de persoanele mai în vârstă să le privești ca pe niște mame. Nu vorbești cu o persoană care
din adunare, nu vorbești cu dânsa sau nu te adresezi cetățenește, te adresezi matern. Vorbește în felul acesta. Pe surorile mai tinere să le privești ca pe niște surori cu toată curăția. Acesta e planul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă biserică, iubiții mei. Astăzi purtăm tot felul de nume, de denominațiuni, de religii, de și așa mai departe. Un singur lucru urmărește Dumnezeu, ca legăturile dintre noi, în cadrul bisericii, să fie acelea de familie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este Tată. Dice, dacă numiți Tată pe Dumnezeu, pe știi ce ai spus? Zice, tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să devină copiii lui Dumnezeu. Suntem în această familie prea iubită. Acesta este planul lui Dumnezeu, atât la noi acasă, dar și aici, în casa lui Dumnezeu, și după aceea, prin noi, în lumea care ne înconjoară. Asta nu este o încercare ușoară. Petru este gata să meargă la închisoare, el a spus drept lucrul ăsta. Era după convingerea lui, dar n-a fost gata să suporte batjocura unei doamne care i-a spus, zice, vezi că te-am văzut, știu cine ești. Din clipa aceea a intrat în panică, a început să... Încercarea este subtilă. Încercarea vine în așa fel încât nu anunță, nu bate toba când vine. Și noi suntem încercați aici la biserică, la acest punct de care nu am ținut seama de cele mai multe ori în viață. Aici suntem încercați cu toții. Cinstește, noi știm porunca a cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, dar versetul 5 de aici spune, cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Nimeni nu știe ce simte o femeie văduvă sau un soț văduv. Singurătatea aceasta. Biserica este chemată să compenseze lucrul acesta. Și o văduvă să se simtă aici, acasă, să uite că e văduvă sau să uite că este văduvă. Aceasta este casa lui Dumnezeu. Este o clinică undeva departe și are o reclamă, este un spital de urgență, de fapt. Are o reclamă mare care pulsează tot timpul spre autostradă. Aici durerile încetează și sunt oameni care sunt aduși în diverse condiții la urgență, aici durerile încetează. Aceasta este chemarea noastră ca familia lui Dumnezeu. Și nu se referă în primul rând la aspectele acestea despre care vorbim noi în general când spunem familie, ci la acelea care se nasc în urma prezenței lui Dumnezeu între noi. Este o familie de un ordin înalt. Aș vrea să mergem la o clasă de oameni la care ne-am gândit poate puțin. În Judecători, capitolul 5, Biblia spune, vorbește de Bor aici, zice, m-am ridicat ca o mamă în Israel. Nu e nevoie să fii general. E mai ușor să fii general sau ofițer decât să fii o mamă răbdătoare, iubitoare, jertfitoare, pur și simplu. La aceasta suntem noi chemați. Ați văzut că în fața lui Solomon s-au înfățișat la un moment dat două mame. Spun lucrul ăsta pentru că una nu era. Una avea etichetă, dar ea nu era mamă. Era o femeie din adunare pe care o rodea la rinichi și la mațe, invidia că cealaltă avea copil și ea nu mai avea. Și atunci spune prima dată, este copilul meu, zice ea, și după aceea când Solomon a zis, zice, să-l tăiem în două, dânsa zice, adevărata mamă, știți cum spune Biblia, zice, a ars-o la suflet și a spus, nu, dați-l ei, dați-l ei. Și a zis, nu, să nu fie nici al meu, nici al tău, taie-l. Oh, păi, dar ai zis că e al tău, cum adică să nu fie, dacă ai spus că e al tău? Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, adevărul despre ființa noastră se va manifesta. Adevărul despre adunarea noastră se manifestă. Adevărul despre familia noastră, despre legătura noastră. Așa a ieșit dintr-o sală
nu vreau să dau detalii, a ieșit o doamnă cunoscută pe tot pământul, al cărei soț era conducătorul a sute de milioane de oameni pe pământul acesta, și a ieșit femeia asta din sală, uitându-se la celelalte femei și țipând, zice, asta este familia perfectă pe care am avut-o eu. Acum ați văzut-o. Ați înțeles despre ce a fost vorba. Mai devreme sau mai târziu, adevărul va fi cunoscut. Aici, în locul acesta, tinerii și copiii noștri trebuie să se simtă acasă. În locul acesta. Trebuie să n-aibă nicio teamă. Biserica trebuie să fie cetatea unde se refugiază un suflet, nu de care fuge un suflet. Nu, dacă se întâmplă chestia asta, nu e biserica, e altceva. În familia lui Dumnezeu cresc acești copii ca să fie o binecuvântare pentru lume. Și fiecare dintre noi avem o contribuție la acest capitol. Până m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Israel nu avea nevoie de un general sau de un împărat. Avea nevoie de o mamă. Îl pomenim pe Pavel continuu și zicem, Pavel a scris romane așa, pe dincolo, în special noi, pastorii, toată ziua predicăm din Pavel, pe toată pământul ăsta este... Dar nu, poate puțin dintre noi am știut că Pavel declară acolo despre o soră din biserică, mama lui Ruf, zice, s-a dovedit a fi și mama mea. Nu ne dăm seama, doar Dumnezeu a măsurat impactul acestei persoane tainice în viața acestui om. Ea s-a dovedit a fi și mama mea. Pământul nostru, iubiții mei, suferă de această orfanizare cumplită și biserica trebuie să se dovedească a fi mama acestor suflete pe pământul acesta. Pentru că așa și scrie Scriptura, Ierusalimul cel de sus este mama noastră. Legătura aceasta de familie pe care Dumnezeu a stabilit-o între noi și cer și tot ce este cunoscut, așa cum spune în epistola către evrei, nu ne-am apropiat de o adresă care am venit astăzi aici, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, v-ați apropiat de adunarea îngerilor în sărbătoare, e un concert cosmic din care facem parte, aceasta e casa lui Dumnezeu. Săptămâna trecută, le spuneam fraților, am simțit ceva rece la inimă când am auzit-o pe nepoata mea, are 3 ani, stătea, are un telefon imaginar, are un telefon care comunică cu el, vorbește și răspunde înapoi, și o joacă de copii. Și vorbea la telefonul acesta și nu știu ce a fost acolo, dar am auzit-o, ea nu știa că o urmăresc. Și o ascultam și îi spunea la telefon acolo, zice, nu o să fac niciun payment pe luna asta. Asta le-a luat de la maică sa, bineînțeles, de acolo a luat treaba asta. Nu o să fac niciun payment luna asta, spunea la telefon, pentru că Papa Nicu este, asta sunt eu, Papa Nicu este la noi și el este cel mai bun prieten from the entire world, și-a deschis mâna așa, este cel mai bun prieten din lumea întreagă. Și a făcut un gest mare și generos. Mi s-au tăiat picioarele când mi-am dat seama cum mă privește pe mine copilul acesta. La aceasta s-a referit aici cuvântul lui Dumnezeu când ne-a chemat pe noi să fim o familie și fetele și băieții și copiii noștri vin acasă când vin în locul acesta. Trebuie să fim atenți la tonul cu care vorbim. Trebuie să fim atenți la ori, fiindcă totul are importanță la un moment dat. Pentru un copil înseamnă enorm. Dacă cineva ne va întreba pe noi care a fost prima lucrare pe care a săvârșit-o Iisus pe cruce fiind, să răspundem așa. Prima lucrare pe care a săvârșit-o Iisus pe cruce, înainte de a mântui tâlharul, de a ierta hulitorii și așa mai departe, înainte de toate acestea, a fost restaurarea familiei umane. Și el a spus așa, iată fiul tău, păi dar nu e fiul meu, iată mama ta, dar nu e mama. Acesta este Domnul. Domnul te-a chemat pe tine să te comporți ca un fiu și te-a chemat pe tine să te comporți ca o mamă. Indiferent cine este la mijloc, nu suntem rude, nu, suntem.
Suntem rude, același preț sfânt care a fost plătit pentru sufletul fiecăruia dintre noi, a fost plătit și pentru aproapele nostru, și revin la cuvintele lui Pavel, prin care spunea, ai grijă cum te porți cu un om în vârstă, sfătuiește-l ca pe un tată, cu frații tăi tineri, sfătuiește-i cu cei tineri din biserică, așa ca pe niște frați, cu tot respectul, pe o persoană în vârstă ca pe o mamă, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția și nu uita să cinstești pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Vine clipa, iubiții mei, când Dumnezeu își va chema toată familia acasă. Semnul adevărat al unei biserici. Aceea este Biserica Domnului Hristos, în care viața este de familie. Dumnezeu să ne îmbrace cu această putere, cu acest Duh, să ne dea întotdeauna bunătatea cu care s-a purtat El cu noi, ca la rândul nostru să putem comunica celor de lângă noi și ei să o comunice la școală, acolo unde se duc și în lume, unde vor fi ei și în profesiile lor și pretutindeni, duc cu ei mireasma aceasta sfântă a Evangheliei. Așa să facă Dumnezeu din această adunare iubită, o familie sfântă, în care cineva călcând să spună, Doamne, m-am simțit acasă. Dumnezeu să binecuvânte rodul acestei biserici, chemarea voastră sfântă, iubiții mei, și să ne ajute să ne uităm cu bucurie înapoi la călătoria noastră pe pământul acesta. Dumnezeu să fie cu noi. Amin.